ridicat și eu din această listă de rugăciune care circulă în multe locuri din țară și care stă la baza multor inițiative de rugăciune. La începutul lunii Dumnezeu ți-a dat un gând pe care înțelegem poate acum când vedem ce tulburare este în România, să ne rugăm pentru stabilitatea României politică, socială, economică și financiară și pentru protecția și pacea și stabilitatea țării și cu un punct mai sus pentru restaurarea autorității legale, pentru structurile de autoritate și decizie din țară. Vedem ca și creștini normali, obișnuiți, dar și ca oameni de media, fără să avem o simpatie politică sau altă, nu ne permitem de la acest studio să influențăm politic. Vedem eforturi deosebite de manipulare prin mass media în aceste vremuri de confuzie și de complicate din punct de vedere social. Este nevoie de rugăciune mai mult ca oricând ca planul Domnului să fie dus la bun sfârșit, ca autoritatea instituită de el în România să... Pentru că nicio autoritate, nicio structură de autoritate nu se instituie într-o țară, într-o zonă, într-o comunitate fără voia lui Dumnezeu. Am vrea ca fiecare creștin să înțeleagă aceasta și să se roage pentru ca Domnul să îi dea gândurile lui și motivațiile lui pentru rugăciune. Dar cred că este un moment critic pentru România acum și dacă nu acum, atunci când ne vom ruga? Eu împreună cu Mirela la momente mai speciale de rugăciune și organizat și în biserici, dar și în dreptul dumneavoastră. Rugăciune pentru ca pacea lui Dumnezeu să fie în România, ca voia lui să se întâmple peste România. Și ne vom și ruga în finalul acestei scurte intervenții de aici din studio. Mirela, dacă tu ai și alt gând legat de aceasta. E această chemare de rugăciune zi și noapte la care Dumnezeu ne cheamă vremea aceasta și e acel verset din Isaia pe care aș vrea repede să-l caut și să-l citesc, care ne spune că pe zidurile tale, Românie, parafrazez, am pus niște străjeri și că Dumnezeu să nu ne dea pace nici zi, nici noapte până când nu vom face România o laudă pe pământ pentru numele Domnului. Și aceasta este în contextul celuilalt verset de care l-am menționat oarecum, din Isaia 62, versetul 4, în care Domnul spune pentru România și să ne rugăm această promisiune a Lui. Nu te vor mai numi părăsită, e vorba de România, și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, și nu te vor, ci te vor numi plăcerea mea este în ea și țara ta o vor numi Beula, măritată, căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Iar mai jos, versetul 6 spune, pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea nici odată, nici zi, nici noapte, ci voi care aduceți aminte Domnului de ei, nu vă odihniți deloc. În contextul acesta al stăruinței rugăciune, vă îndemn să ne rugăm mult mai insistent pentru țara noastră și să proclamăm acest cuvânt al Domnului peste România, să nu ne uităm cu ochii la lucrurile care se văd, care izbesc ochiul și sunt extrem de multe lucruri negative în jurul nostru, să ne uităm la ce Dumnezeu are pentru țara noastră și să fim oameni ai credințe care vorbim cuvintele credințe peste țară. Lumea din jur, media seculară, aruncă cuvinte de confuzie, cuvinte de denigrare a țării, cuvinte de lipsă de speranță, cuvinte de condamnare pur și simplu peste România și cred că noi ca și creștini suntem chemați să proclamăm cuvintele vieții peste România, să proclamăm că România va trăi, va propăși, România se va ridica din această stare de gringoladă. Aș propune să și încheiem cu o scurtă rugăciune. A fost deja câteva provocări din partea noastră pentru dumneavoastră, pentru la care mai adaug și eu o provocare, cumva să ne rugăm ca Dumnezeu să dea strategii și idei, soluții divine pentru ieșirea țării din impasul economic. Este unul din punctele de rugăciune pentru această lună, pentru toți credincioșii, dar cred că este important acest lucru, ca Dumnezeu să dea idei cu totul deosebite de la El, celor care sunt în situații de a lua decizii pentru această țară în această vreme. Și am nuanțat și eu un aspect care ne privește și pe noi ca oameni de media. Sunt multe dezinformări, manipulări prin mass media, chiar forme de blestem rostite prin televiziune sau prin radio, vorbele necredințe care sunt ca niște legături spirituale peste națiunea română, care aduc confuzie, incită la rebeliune, poate la destabilizare. Să ne rugăm ca efectele acestea să fie anulate. Și hai să și facem o rugăciune și vă invităm să fiți alături de noi în această rugăciune pe care o ridicăm de aici în studio Alfa Omega pentru țara noastră. Doamne, Tată Ceresc, venim înaintea Ta, Doamne, și
Recunoaștem, Doamne, că despărțiți de Tine nu putem face nimic. Doamne, Te rugăm, Doamne, îndură-Te de țara noastră, Doamne, în acest moment de cumpănă, acest moment de decizie, Doamne, să de la răscruce de drumuri. Putem, Doamne, să o luăm pe calea Ta, Doamne, sau putem să mergem în continuare pe calea vieții de păcat. În numele Domnului Iisus, Tată, Te rugăm, Doamne, să conștientizezi pe fiecare român din țara noastră să-și întoarcă fața la Tine. Ne rugăm, Doamne, pentru întoarcerea inimilor românilor către Tine în primul rând, Doamne. Și îți mulțumim că Tu, Doamne, cercetezi tot mai mult, Doamne, pe românii din țara noastră și de pretutindeni, ca ei să-și întoarcă fața către Tine, să Te caute pe Tine, ca și sursa vieții, care ești Dumnezeu al speranței, al unei nădejdi care nu înșală. Iisus Hristos ești nădejde vie care nu înșeală. Îți mulțumim, Doamne, și Te rugăm să protejezi România. Te rugăm, Doamne, să pui garda Ta de îngeri la granițele României. Amin. Te rugăm să protejezi România în interior, Doamne, de orice lucrări ale vrășmașului care încearcă să aducă tulburări sociale, care încearcă să aducă haos și lupte între grupuri sociale. În numele Domnului Iisus Te rugăm, Doamne, lasă pacea Ta, Doamne, peste România, în interiorul țării noastre, la granițele ei, Doamne. Doamne, cerem protecția sângelui Tău, Doamne Iisuse, peste România, peste țara noastră, și Te rugăm să cercetezi, Doamne, conducătorii țării, să-i binecuvintezi, Doamne. Ne-ai chemat ca biserică să binecuvântăm pe cei puși în autoritate, fie că ne plac sau nu ne plac. Tu i-ai hotărât pentru vremea aceasta și Te rugăm să-i binecuvintezi, să-i protejezi și să le dai înțelepciune, Doamne, într-o vreme ca aceasta, ce decizii să ia. Îți mulțumim, Doamne, că vei lucra, Doamne, cu mare putere în țara noastră. Te dorim pe Tine, Iisuse, ca Domn și Mântuitor instaurat în inima tuturor românilor din această țară, și Te proclamăm pe Tine, Iisuse, ca Domn al țării noastre, ca Domn al României întregi. Doamne, chemăm numele Tău, Iisuse, peste România și spunem că despărțiți de Tine nu putem face nimic. De aceea îți mulțumim, Doamne, că Tu vrei, Doamne, ca să intrăm din nou într-o relație profundă cu Tine, Iisuse, ca o nație care, Doamne, nu doar se numește creștină, ci devine creștină. În numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm, de la o parte confuzia, de la o parte orice duh de violență, orice duh de anarhie, orice duh de tulburare, orice duh de amăgire, orice duh de confuzie. În numele Domnului Iisus Te rugăm și îți mulțumim că Tu lași, Doamne, ca puterea sângelui Tău să curățească această națiune de influențele cuvintelor rele rosite peste ea, de consecințele păcatelor comise în această națiune. Te rog să ne ajut să ne pocăim pe fiecare în parte de păcatele noastre și ale părinților noștri, și în numele Domnului Iisus îți mulțumim. Amin. Doamne, și ne rugăm pentru structurile de autoritate instaurate de Tine în această țară, Doamne, Te rog să curezi aceste structuri de autoritate, să le întărești, Doamne, să faci să țină atâta timp cât Tu hotărăști, atât cereți, Doamne. Mă rog pentru stabilitate și vorbesc stabilitate peste România, în unitate cu cei de aici în studio și cu cei care ne ascultă. Stabilitate peste România în numele Domnului Iisus Hristos. Mă rog ca Tu să faci fără putere, Tată, ceresc orice plan făurit de cerere împotriva României, în numele Domnului Iisus, orice plan care duce dezbinare, legăm și facem fără putere acum, în numele Domnului Iisus Hristos. Și rostim din acest loc, din studio Alfa Omega TV, în unitate cu cei care ne urmăresc, prosperitate peste România, progres, propășire, da? Întoarcere către Tine în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumesc, Tată Ceresc, că în ciuda tuturor aparențelor, în ciuda tuturor planurilor celui rău, Doamne, planul Tău divin pentru România se va împlini. Credem acest lucru, proclamăm acest lucru și ne rugăm Tu să duci la îndeplinire. Îți mulțumesc, Tată Ceresc, că trezești un duh al rugăciunii în toți credincioșii din România, indiferent de cult, de biserică, Doamne. Doamne, și că România va fi ridicată, Doamne, pe brațe de rugăciune în fața Ta și Tu o vei binecuvânta. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că ne asculți, pentru că ne-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. În finalul emisiunii, rămânând în acest duh al rugăciunii, vă îndemn să vă rugați și pentru Alfa Omega TV. Ca de obicei, mulțumesc celor care ne sprijină într-un fel sau într-altul în rugăciune, în primul rând, dar și în mod constant sau ocazional financiar. Vă aduc aminte celor care obișnuiți să dați cu un telefon la unul din numerele afișate pe ecran, numere de Rom Telecom. Puteți să faceți în continuare, încă în această lună mai sunt câteva zile în care puteți dați un telefon și o donație din factura dumneavoastră de telefon va veni în Fundația Alfa Omega TV. Este binecuvântată această contribuție a dumneavoastră de fiecare dată și este parte din sprijinul dumneavoastră pentru continuarea lucrării la clădirea Alfa Omega TV. Săptămâna viitoare, în această vreme, o să avem în sfârșit la dispoziție și un număr de SMS la care, sunând de pe un telefon mobil, veți putea să faceți o donație Fundației Alfa Omega TV pentru proiectele educaționale în care este implicat și pentru clădirea Alfa Omega TV.
Vă îndemn în mod specific, continuați să vă rugați pentru o nevoie urgentă, finalizarea sistemului de încălzire la parter și parțial la etaj. Ne rugăm specific pentru un buget suplimentar de aproape 5.000 de euro. Fiți parte din acest efort al nostru, ajutați-ne într-un fel sau într-altul, chiar dacă sunteți la distanță, puteți să ne solicitați un mandat poștal sau informații de cont bancar sau găsiți dumneavoastră o formă în care să ne puteți sprijini. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, nu vrem ca iarna să ne ajungă fără să avem rezolvată problema încălzirii într-o parte minimală a clădirii centrului de media. Crăcin, dacă Mirela mai vrei să dau ceva la nevoile legate de clădirea Alfa Omega TV. Asta e într-adevăr o nevoie stringentă, mai ales că frigul se apropie și oricum am vrea să mulțumim tuturor celor care ne ajutați, care ne vă rugați pentru noi, a fost așa de încurajați oriunde am mers în țară să fim contactați de persoane care ne-au spus că se roagă pentru noi și nu avem altă bucurie mai mare decât să știm că suntem parte din familia Domnului din țara noastră și că ne facem partea. Vă rog să vă rugați pentru noi, pentru inspirație, pentru călăuzire, pentru protecție. Avem nevoie foarte mare de protecția Domnului peste viața noastră în permanență, peste clădirea aceasta. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră în rugăciune în mod deosebit pentru a putea sta tari în credință și a merge mai departe. Avem provocări mari, dar Domnul nostru este deasupra tuturor și la El ne uităm când vin valurile împotriva noastră. Cu aceste gânduri vă spunem la revedere și vă îndemnăm, cu invitații de a ne urmări săptămâna viitoare, vă îndemnăm să rămâneți și pe mai departe partener Alfa Omega. Mare este secerișul. Puțini sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te, susține, donează. Fii partener Alfa Omega.